Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe. Bună ziua, părinți! Bună ziua, copii! Sunt Mirela Retegan și alături de Gaspar Gheorghe vă invităm la o nouă ediție Antrenorul părinților. Bună dimineața, Gaspar! Bună dimineața, Mirela! How do you do? Sunt foarte bine atunci când știu că urmează să purtăm câte o conversație de suflet, sunt cu adevărat prezent, mulțumesc. Vreau să le mulțumim tuturor oamenilor care ne scriu într-un număr foarte mare, care intră pe Facebook-ul la Antrenorul Părinților și răspund acolo la provocările pe care noi le postăm, tuturor celor care ne ascultă podcastul, tuturor celor care interacționează cu noi și ne trimit reacții la emisiune, tuturor celor care stau în parcări și ascultă emisiunea una la capăt, săptămâna trecută eram pe drum în timp ce se derula și a fost o experiență foarte interesantă cu șoferul de Uber care nu înțelegea exact ce se întâmplă, dar vreau să nu renunțăm la ceva Așa. și să le amintim de acum în fiecare ediție să-și deseneze zâmbetul pe față. A, Mai da, țin minte ce da, am da. vorbit? Deci, în ediția trecută, da. Indiferent. Care este starea de spirit dintre voi și partenerul vostru în acest moment în mașină? Desenați-vă un zâmbet pe față pentru că vă văd tot ce, toți cei care trec pe lângă voi. Și ridicați un pic vibrația uh, drumului pe care vă aflați cu o stare mai bună. Sună foarte bine. De ce ți-e ți cel mai frică la drum? La drum? Să nu întârzii să nu ajung de ce e mai frică târziu nu decât, decât e, e stabilit. Să știi că e genul de frică care pe mine mă ajută asta cu a nu întârzia, mă pornesc din timp, mă asigur că am o cantitate suplimentară de timp dacă cumva se întâmplă să fie traficul prea mare. Însă s-ar putea într-adevăr să fie și varianta în care fricile noastre devin realitate. Astăzi vreau să vorbim despre frici, despre fricile noastre ale oamenilor mari, despre fricile celor mici, pentru că suntem într-o perioadă în care se um, exploatează destul de mult uh, această idee. Uh, trecem și printr-o sărbătoare internațională pentru care deja românii se pregătesc din timp, copiii o tratează ca pe un obicei deja și nu mai putem să ne prefacem că nu există. Și vreau să vorbim despre cum reușim să scăpăm de cele mai mari frici pe care noi le avem. Dacă ar fi să faci așa o clasificare a celor mai mari frici ale părinților, un, un top 5 care ar fi? E teama de a nu greși, de a nu greși în relația cu copilul, de a nu greși în ceea ce privește viitorul copilului altă frică e să nu regrete lucruri pe care nu le-au făcut sau pe care ar fi putut să le facă un pic mai bine. E de asemenea prezentă și teama de a nu ajunge să relaționeze cu copiii lor așa cum au relaționat părinților cu ei, cu părinții. Mai e teama de a nu dezvolta copiii o serie de adicții sau de dependențe, de diferite obiecte, substanțe și așa mai departe. Și teama de a nu ajunge copilul un om care să nu aibă succes, să nu se bucure de viață, de experiențe, de reușite. Uite, aș vrea acum în prima parte să vorbim despre fricile părinților și în partea a doua să vorbim despre fricile copiilor. Și în timp ce tu făceai clasificarea asta, mi-am amintit, știi care a fost cea mai mare frică a mea după ce am născut-o pe Maia? Care? Să nu moară să Mă duceam mm -hmm. și îi verificam cu degetul respirația, pentru că dormea atât de profund și doarme în continuare la fel de profund. Doarme bine. Da, da, da. Uh, nu mai verific o gâlții de data asta, dar bebeluș fiind, și am auzit foarte multe da. mame care se duc și își verifică respirația copilului ca să uh, se asigure că sunt în viață. De unde vine această frică? Probabil e e necesară această frică, și îndrăznia spune Mirela. Știi că raportarea mea față de emoție e că nimic din ce e uman nu ar trebui să ne fie străin și atunci când mama poartă în pântec timp de câteva luni bune o ființă umană care se dezvoltă, are sentimentul că protejează ființa respectivă, că e în siguranță în momentul în care s-a născut, deja se creează acea distanțare, acea diferențiere înainte de toate fizică între mamă și bebeluș, însă nevoia mamei de a se asigura că acel bebeluș este în siguranță e în continuare prezentă și pentru că încă nu a trecut suficient de mult timp, nu a avut suficient de mult experiențe Experiență împreună, mama și bebelușul, pentru ca ea să realizeze, să aibă încredere în faptul că bebelușul trăiește și uh, universul protejează, are nevoie să verifice. Sunt comportamente de verificare care sunt firești. Când devine nesănătoasă această frică? Știi când? Când uh, o considerăm ca fiind nefirească și anormală. Atunci când nu înțelegem sensul, atunci când încercăm să ne criticăm sau să ne judecăm din cauza ceea ce simțim, atunci când avem impresia că emoțiile sunt o dovadă de anormalitate, de patologie, de disfuncționalitate, atunci, într-adevăr, se înrăutățește relația cu emoțiile. Observ foarte multe frici la femeile însărcinate. Pe, pe vremea mea mi-am făcut trei ecografii, probabil toată sarcina și și atunci m-am dus să-mi confirme doctorul Ardelean Liviu de la Satul Mare că sunt gravidă pentru că mă simțeam atât de bine încât mi se părea anormal. Aud astăzi o grămadă de analize, de verificări și răzverificări pe care o femeie însărcinată le face pe parcursul unei sarcini. Foarte, foarte multe, din teama de a nu avea o sarcină cu probleme, de a nu avea un copil cu probleme. Cât de sănătos e să cultivăm fricile astea în perioada sarcinii? Cred că e important să fim vigilenți și să avem grijă de sănătatea noastră și de sănătatea fătului. Însă în același timp e foarte, foarte important să dezvoltăm o relație cu emoțiile noastre. Pentru că dacă mămica se îngrijorează și are o poveste în minte, povestea respectivă stârnește niște emoții în corp, de exemplu frică, anxietate, teamă și așa mai departe. Dacă Percepția mămicii asupra celor emoții, e că nu ar trebui să existe, că nu e normal, că nu este în regulă, atunci nu e neapărat benefic sănătos. și sănătos pentru ea, pentru că totul se transformă într-o luptă. Eu le spuneam tot timpul când eram însărcinată să nu-mi povestească nimic. Uh -huh. Că vă uite, <ră> să spun ce i s-a întâmplat, nu mă interesează! Da, da. Nu mă interesează, mie nu o să-mi se întâmple nimic, eu o să duc sarcina asta la capăt, eu o să fac un copil sănătos, eu o să fiu bine. Am refuzat orice informație negativă care ar să fi putut să vină spre mine. Și am mai activat ceva. Și a fost foarte bine că ai pus limite. Am mai activat ceva. Da, și erau șocați în momentul în care... Uh... Și cum și spui așa direct, da, nu vreau să-mi vorbești despre asta, da. nu vreau să-mi spui acest episod, nu mă interesează. Lumea nu e obișnuită cu genul ăsta de reacții și oamenii preferă, dar să rămână în cap o poveste Sigur. și tu începi să crezi imagini, să construiești pe ea și te trezești că dezvolți cine știe ce frici cu care tu altfel n-ai fi avut nicio treabă. Apoi, mai e ceva, Gașpar. Pentru mine, credința că tot ceea ce ni se întâmplă are legătură cu noi și că nu, nu trebuie să trecem peste niște lucruri, ci să trecem prin ele, m-a ajutat foarte tare. Absolut. Să-mi să dau seama că acel copil s-a dezvoltat în pântecul meu fără ca eu să fac nimic. Nimic, eu n-am contri, eu nu, eu nu i-am modelat degețelul ca să îi se formeze. A fost nevoie doar să asiguri un mediu în care să se poate dezvolta sănătos, să nu consumi substanțe. Nu care... mi s-a datorat Uhum. nimic da. din ceea ce i s-a întâmplat acestui copil. În același timp întâlnesc, pentru că eu mă ocup de copii speciali și mă ocup de copii abandonați, copii care s-au dezvoltat în medii complet nepotrivite și care sunt perfect sănătoși și care sunt deștepți și care sunt talentați și care fac niște lucruri extraordinare. Hmm. Mai e și Dumnezeu implicat în povestea asta? De fiecare dată. Cred că dacă avem această capacitate, Mirela, de a ne uita la probleme sau provocări ca niște lecții sau oportunități de creștere și de dezvoltare, deja suntem foarte câștigați, deja avem posibilitatea de a ne simți încrezători și puternici și totul ține de perspectivă, de percepție, de felul în care privim spre noi și spre cei din jur. Spuneam că cea mai mare frică a părintelui este de a nu se rata ca părinte. Mm -hmm. Și cred asta. Mie îmi place să spun că părinții își dau adevăratele examene în fața copiilor și nu în fața societății. Cum fac să nu mă mai tem de asta într-un fel care să încurce relația mea cu copilul? Recomandarea mea către părinți e să vadă care e cadoul cu care vine această frică. Și noi din păcate, din cauza unei lipse de educație emoțională Mirela și din cauza faptului că nivelul de inteligență emoțională e foarte scăzut, avem o perspectivă haotică și nesănătoasă asupra emoțiilor și credem că dacă ne vizitează emoția de frică sau de anxietate, înseamnă că ceva nu este în regulă. Și ar fi atât de bine și atât de sănătos pentru adulți și pentru copii dacă ne am schimbat perspectiva. Și în momentul în care apare emoția de frică, să văd unde o simt în corp. Care parte a corpului meu reacționează mai tare? Care e mesajul cu care vine frica respectivă? Pentru că de fiecare dată ea vine cu un mesaj, cu o informație și ține de creativitatea mea, de imaginația mea să deslușesc care e acel mesaj. Atunci când vine vorba de teama asta de a nu greși, de a nu avea o influență negativă asupra copilului. Frica în ce mă ajută? În a rămâne de fiecare dată cu ochii deschiși. Conectat. Conectat, exact. Prezent. Și a căuta informații, a mă informa, a mă documenta, a fi vedea. mai bun. Sigur, a vedea exact ce aș putea face pentru a susține dezvoltarea armonioasă a copilului. Dacă nu apare frica și mă culc pe ureche, s-ar putea să se dezvolte copilul într-un mod armonios, dar s-ar putea să fie și foarte multe situații care să blocheze, care să influențeze mai degrabă negativ evoluția copilului. Deci frica e benefică. Eu am încercat de fiecare dată când mintea a devenea dușmanul meu să Înțeleg asta, să accept că în momentul ăsta mintea nu mă ajută, uh -huh. că mă bombardează cu tot felul de întrebări la care eu nu am răspunsuri. Și atunci când luam o decizie pentru Maia, îmi asumam că poate nu este cea mai bună decizie, dar atât m-am priceput eu în acest moment și am încercat să iau decizia cu sufletul. Dacă eu voi sta în fața copilului meu peste 20 de ani și va trebui să răspund pentru această decizie, ce îi spun? stau dreaptă și recunosc că atât am am priceput, dar am făcut din toată inima tot ceea ce mi-am dorit ca ei să-i fie mai bine sau îi spun că am ascultat de ăla și de ăla și de ăla și de ăla și din păcate îmi pare rău că nu m-am dus pe ce am crezut eu că e mai da. bine pentru tine. O să ne întoarcem după pauză pentru că suntem în acest moment, într-o perioadă în care se pregătesc pentru Halloween, și Kinder a făcut ceva foarte drăguț: a încercat să adapteze această sărbătoare internațională la tradiția noastră legată de măști și de felul în care românii speriau fricile. Nu m-am gândit niciodată că. Și noi știam cum să speriem fricile, doar că nu ceream bomboane la ușă, ne nu și probabil biscuiți și mere. Revenim după pauză cu discuția legată de fricile copiilor, iar acum o să îi invit pe cei care ne ascultă la o provocare foarte interesantă. Firai tu să fii! Pe buze să ai lipici pe piele urzici! Tu, sperie-te de masca mea și du-te pe pustie, monstrule! fă pe cei mici să-și sperie fricile pe românește! Halloween-ul acesta intră pe kinder.com în perioada 1 31 octombrie și află cum pot cei mici să-și învingă fricile cu ajutorul măștilor românești. Caută produsele kinder în magazine, costumează-le împreună cu cei mici și pregătiți-vă pentru distracție în familie! De Halloween am ales ca alături de prietenii noștri de la Kinder să-i tragem o sperietură fricii. Ne-am inspirat din mesajul campaniei de Halloween, Kinder sperie fricile celor mici, cu măști românești, și ne-am întrebat cine ce pune frica pe fugă. Am găsit răspunsul, jocurile, plus ajutorul de nădejde oferit de psihoterapeutul Otilia Mantelărez în această experiență în care părinții și copiii, la oaltă, trebuie să se lupte cu frica de întuneric, cu frica de abandon, cu frica de monstruleți, care aleargă liber pe sub cu tama de a ajunge la doctor ori cu cine știe ce altă frică le dă târcoale copiilor. Kinder a descoperit că joaca este o ocazia perfectă pentru a pune fricile pe fugă. Au ales cele mai interesante măști create de artistul popular Paul Buța care ajută pe copii să fie supereroi. Aflăm chiar acum de la creatorul lor, artistul Paul Buța. Bună dimineața! Să rog bună, bună dimineața dumneavoastră și radio ascultătorilor dumneavoastră. Am o mască foarte frumoasă, cei care ne urmăresc online pot să, pot să o și vadă. Care e legătura între măștile tradiționale românești și frici, domnule Paul? Păi una foarte simplă. Măștile se confecționau tocmai pentru a alunga fricile. Mai multe feluri de frici. Pentru că știți că există mai multe feluri de frici. Și dacă de uh, varga mamii uh, nu exista o mască să sperie, de diemonie care se spuneau că ar bântui gospodăriile pe vremuri, cu siguranță existau uh, măști, pentru că oamenii își făceau măști tocmai să alunge cel puțin uh, măcar cu ocazia sărbătorilor de iară, de s-a sfârșit ian să întâmpină în anul cum se cuvine, trebuia să alungăm tot ceea ce însemna rău, inclusiv. În anul care a trecut. Temă. Uh, temă și se făceau măști și pentru copii? Uh, jucau și copii. În general, până să mai uh, mai devreme, copiii nu jucau măștile, dar mai târziu, când ele au căpătat un rol divertismental, deci au continuat acele ritualuri fără să mai creadă în ele. Cam care dar, sunt ritualurile alea, așa, dacă putem să amintim un pic? De exemplu, începeți-vă un grup de mascați cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Așa. când intrau în curte, noi ne-am obișnuit să -i vedem doar la televizor, intrând într-o curte, făcând un joc și atât. Dar în spatele jocului sau capra, de exemplu, vine, joacă, vai ce frumos și pleacă. Nu, acel obicei, de exemplu, cu capra, ei avea un ritual foarte important. Era un adevărat teatru popular în curtea gospodarului. Ea intra jucând, dar la un moment dat cineva o negocia să o cumpere, să o vândă, o căuta un Era, altul o, era care... o scenetă în adevăratul exact. sens al cuvântului. Da, da, da. Și totul era improvizat în funcție de gospodarul respectiv. Și ea murea, asta semnifica moartea anului vechi, și după un descântec în ala haios o sau de sau o... de bătrână, de o vrăjitoare, cum se spune, în viață, Doamne, spre bucuria tuturor, Doamne, tuturor câtă, câtă profunzime da. aveau bătrânii noștri. Aveți idee ei, cam când au apărut măștile? Nu pot eu să vă spun, sunt tot felul de studii, dar când că ele sunt precreștine. Bucuros este faptul că ele s-au păsat creștinismului, chiar dacă au existat și voci care le-au cam la o parte, că erau, simbolizau rău, diavolul și așa mai departe, oamenii care le jucau, le se duceau la biserică, primeau canoane, uh, nu se împărtășeau din prima, deci exista o reticență, dar n-au fost timp zise să spunem, pentru că ele a ținut de, de preocupările locale sau de, de stănitul hazului. Ei nu puteau să renunțe așa ușor la, la, acest... Vă mulțumesc din toată inima și abia aștept să ajungem pe la muzeul dumneavoastră și să-mi faceți o mască pentru un truchipear a răului de astăzi, care este turavura personajul din Cașcazurli. <laughs> Încercăm să facem și pe asta, de ce nu? Vă îmbrățișez cu drag, la revedere! Să rămână la revedere! Dragi copii și părinți, frica e o mare mincinoasă și poate fi alungată cu masca potrivită și jocul potrivit disponibilă pentru toată familia pe kinder.com. E și o inițiativă de adaptare locală a unei sărbători internaționale, dar e și o ocazie pentru a perpetua tradițiile românești autentice. În luna octombrie, kinder derulează campania de Halloween, în cadrul căreia, alături de părinți și copii, fricile sunt puse pe fugă într-o manieră jucăușă, cu ajutorul măștilor tradiționale create de artistul Paul Buța. Campania beneficiază și de suportul psihoterapeutului Otilia Mantelerez. Măștile românești pot fi un real ajutor pentru părinți care sunt invitați să vorbească deschis despre cinci cele mai frecvente frici ale celor mici. Vă invităm și pe voi să intrați pe kinder.com și să vă realizați propriile moști și să vorbiți cu cei mici despre frici. Firai tu să fii, pe buze să ai lipici pe piele urzici. Tu, sperie-te de masca mea și du pe pustie, monstrule! Făi pe cei mici să-și sperie fricile pe românește! Halloween-ul acesta intră pe kinder.com în perioada 1 31 octombrie și află cum pot cei mici să-și învingă fricile cu ajutorul măștilor românești. Caută produsele kinder în magazine, costumează-le împreună cu cei mici și pregătiți-vă pentru distracție în familie! Ne-am întors la antrenorul părinților, sunt alături de Gaspar Gheorghi la o nouă ediție. Doamne, ce toamnă frumoasă! Este, da. Le mai zic așa oamenilor că sunt în mașină, și dincolo de zâmbetul pe care i-am invitat să-l deseneze, să deschidă bine ochii și să se uite în stânga și în dreapta, pentru că este superb. Da, da, să aprecieze toate darurile pe care natura ni le oferă. Eu astăzi, după amiază, am spectacol la Brașov de la ora 5 și um, am făcut ceva foarte drăguț în acest turneu am reușit să invităm foarte multe asociații dacă la sala palatului o mie de locuri au plecat spre asociațiile cu copii speciali la Brașov am invitat peste 100 de persoane cu dizabilități ale asociației Haralambie din Brașov ei fac acolo ceva foarte drăguț fac un flash mob au adaptat niște dansuri pentru oamenii în scaune rulante pentru oamenii uh, cu dizabilități și la sfârșitul lunii o să facă în piața sfatului un flashmob în care speră să adune cât mai mulți oameni care sunt uh, uh, capabili să danseze mai bine, mai puțin bine. Care se bine. bucură de viață cât de tare pot. Exact. Da pentru susținerea activităților acestor oameni speciali. Și uh, abia aștept, după amiază, să îi întâlnesc pe cei de la Asociația Sfântul Haralambie în din Brașov. În timp povestea, eu și imaginam uh, cum arată un astfel de spațiu cu atât de mulți oameni plini de viață, de energie. Eu am văzut asta la nunta din Buzău, dar să vezi asta într-o piață, da, îmi da. pare tare rău că eu nu sunt în București în weekendul acela pentru că m-aș fi dus uh, la Brașov. Vorbim despre frici astăzi și vorbim despre fricile copiilor, așa cum am promis în acest moment. Care era cea mai mare frică a ta, Gașpar, când erai copil? Oh, am avut multe frici, am fost genul de copil bântuit de, de frici și, din păcate le-am considerat de fiecare dată un defect. uite, cred că cea mai mare frică mea era să nu fie frică. <laughs> Pentru că erau atât de multe contexte și situații, uh, și mi-era frică de frică. Ce tare. Mie mi-era frică de. Uh, hm, nu de abandon, ci de, uh, de, de. de faptul că nu sunt uh, acceptată, de neacceptare. Uh -huh. Frica de neacceptare. Da. Asta era cea mai mare frică, că nu o să mă las în gașca lor, că nu o să mă primească în grupul lor, că nu o să... Asta a fost cea mai mare frică și pe urmă a doua a frică a fost că eu o să cresc mare și eu o să plec și nu o să fie nenea Iușca cu mine. <laughs> nenea Iușca fiind cine? Nenea Iușca fiind vecinul nostru <laughs> pe care m-am alchemat de fiecare dată când aveam o problemă, pentru că tata uh, era un boem. Și tata iubea să citească și să asculte radio, și să facă rebus, și să joace remi și să se uite la meciuri. Și nenea Ioșca repara clanțele, becurile, orice problemă. Erau tehnică, mult buni la toate, da? Tehnica avea, îl salut pe nenea Ioșca, încă e acolo lângă mama. Și asta era, mă gândeam. Păi și eu când cum o să plec de aici, tema de... mea nu era că o să, cum mă descurc fără mama, fără tata, ci cum o să mă descurc eu fără nenea Iușca. Da, da. Ce frici mai au copiii, Gașpar, din ce îți spun ție părinții la cadă? Depinde, depinde mult de vârsta copilului. Dacă ne referim la copii mici, de un an și jumătate, doi ani și e teama asta de a nu pierde legătura cu părintele, dacă vorbim de copii mai mari care merg la grădinițele, e teamă că nu se va întoarce părintele după ei în momentul în care se încheie programul de la grădiniță. Dacă vorbim de școlari, e teama asta de eșec, care e destul de prezentă. Teama de a nu dezamăgi părinții din cauza rezultatelor. Teama de a nu fi respinși de către grupurile de colegi Ui, de, zi, asta de era frica clasă de școală. Această teamă cumva după aceea se extinde mai departe și la adolescență. E teama asta de a nu fi dat la o parte dintr-o gașcă din care mi-aș dori să fac parte. Teama de a nu fi criticat, judecat, care devine din ce în ce mai intensă în perioada adolescenței. Și de asemenea, e teama asta de a ne asuma și mă refer la adolescența. 14, 15, 16 ani, teama de a fi noi înșine, de a ne asuma identitatea sexuală, orientarea sexuală. Trebuie să vorbim într-o emisiune despre asta. Într-o emisiune trebuie să vorbim despre asta, într-o altă emisiune trebuie să vorbim despre depresie, da. într-o altă emisiune sunt câteva subiecte și îi rog pe cei care ne ascultă să ne scrie sugestii, pentru că e important pentru noi să vorbim aici despre lucrurile pe care ei vor să le audă și să folosim. Această uh, întâlnire să-i susținem în nevoile pe care ei le au. Absolut. Aș vrea să ne oprim un pic asupra unei frici, mi-am amintit acum în timp ce le enumerai, pe care o avea Maia când era mică. Uh, Mi-a spus la un moment dat, cea mai mare frică a mea este să nu te dezamăgesc. Mm -hmm. Și a fost un șoc pentru mine. pentru că Ce vârstă fost, avea mai atunci? Cred că undeva 10-11 ani, în. -adolescență. Deci început de adolescență. Început da. de adolescență și uh, a fost o surpriză foarte mare pentru mine, pentru că eu n-am fost niciodată genul de mamă care să pună presiune asupra ei, să-i cer rezultate, să-i cer performanță. Am încercat din potrivă să o fac să înțeleagă că nu e important uh, simbolul care ne arată ce știm, ci ce știm. Uh -huh. Și după ce îmi povestești tu un pic despre ce înseamnă asta, o să-ți povestesc cum am rezolvat eu un spectacolul pe care îl jucăm acum în Super Pietoni, această frică a copiilor și această asociere a lor, a rezultatelor um, vizibile cu știința, de fapt. Uh -huh. um, ne întoarcem la tema de a nu dezamăgi părintele. Um, din punctul meu de vedere, Mirela, la fiecare teamă, așa cum am spus și înainte de pauză, vine cu un dar. Copiii au nevoie de aceste frici, au nevoie de aceste temeri, însă de asemenea au nevoie ca părinții să le fie alături și să le normalizeze fricile. Atunci când un preadolescent de 11-12 ani trăiește cu această teamă de a nu și dezamăgi mama sau tatăl, părintele s-ar putea îngrijora foarte tare că eu n-am greșit cu absolut nimic, eu n-am făcut nimic ca să-i cultiv frica copilului, însă s-ar putea uita și cu niște ochi definiți de multă curiozitate empatică. Oare de unde vine teama asta a copilului meu? Oare ce anume l-a făcut pe copilul meu să se întrebe dacă mă va dezamăgi sau nu? Pentru că de fiecare dată emoțiile merg mână în mână cu niște gânduri. Și emoțiile, dacă iau de mână gândurile, îl ajută pe copil să se înțeleagă pe el și să înțeleagă lumea din jur. Iar gândul dacă... ăla vine dintr-o acțiune pe care el a -o văzut-o probabil. Exact, sau din, din felul o care interpretează realitatea, ceva ce am împrumutat sau ceva ce este produsul imaginației lui. Dacă eu văd, de exemplu, pe mama, ce vârstă aveți când mai avea 11-12 hmm, ani? 40. 40, erai în satul mare sau nu, eram în București? București. Era în București. Ok, eu văd pe mama ca pe o femeie puternică, exact. care se descurcă, căruia, căruia ies uh, toate planurile pe care și le stabilește și așa mai departe. Iar eu mă percep ca fiind o preadolescentă de 11-12 ani și ori văd diferența dintre mine și mama și mi-e teamă cumva ca din cauza diferenței să nu cumva să sufere mama. Și toți, toți copiii, mirele, indiferent de vârsta lor, își doresc ca părinții să fie fericiți, își doresc ca părinții să fie bucuroși Mande. și mulțumiți. Nimeni nu vrea să-și dezamăgească mm -hmm. părinții, asta e foarte important de știut. Chiar și acei copii care se implică în comportamente negative vor, de fapt, să fie văzuți. Așa că, dacă eu, în calitate de părinte, nu dramatizez că a apărut frica, ci mai degrabă mă întreb oare care o fi cauza? Oare ce are de învățat copilul meu din toată povestea asta? Mă pot duce lângă preadolescentul meu să-l invit să purtăm un dialog? Hai să vedem prin. Și anume crezi că mai putea dezamăgi? Și ce-ți imaginezi că se va întâmpla dacă mă vei dezamăgi? Care crezi că va fi comportamentul meu și așa mai departe? Și o modalitate atât de frumoasă de a normaliza experiența emoțională a copilului și de a cultiva încrederea în relație. Pentru mine a fost o ocazie foarte bună să vorbesc cu Maia despre faptul că și mie mi-a fost teamă să nu-l nu dezamăgesc pe tata și zic, uite, erau lucruri pe care uh, aș fi vrut să-i le povestesc tatălui meu, dar tot timpul mă gândeam, Doamne, dacă îi spun lui asta, asta, tata moare dacă afla așa ceva, tata moare dacă aude asta și zic, uite Maia, nu i-am spus nici aia, nici aia, nici aia și tata a murit oricum, hmm. dar numai bine îi spuneam, oh, mama, ai dreptate. Da. Și vor mai am povestit ei despre o frică pe care eu o aveam când eram uh, mică uh, în relația cu mama. Mama n-a vorbit niciodată despre eșecuri. Mama întotdeauna și-a afișat doar succesul. Mm -hmm. Iar eu mă simțeam uh, incapabilă să uh, îmi recunosc niște eșecuri pentru că știam că mama nu mă poate înțelege. Cineva care le face pe toate perfect, care este extraordinară, nu are cum să înțeleag greșelile mele. Și uh, a fost un moment în care eu am început să-i povestesc mai ei despre greșelile mele. Și să-i spun, uite, acolo am greșit crezând asta. Ah, ai greșit? Da, am greșit rău de tot și uite cum am corectat. Pentru că mi-am dorit să nu mă vadă perfectă. Exact. Să înțeleagă că nu sunt perfectă. Nu prea vorbim despre greșelile noastre ca să nu le dăm exemple proaste și să aveau ai noștri expresia aia le dăm nas, uh -huh. nu le dau eu nas nu le suflu în coarne, lasă să nu știe ce am făcut eu când eram de vârsta lui, că pe urmă și eu ia în cap Da, ne e, ne e teamă de ce s-ar putea întâmpla dacă copiii ne-ar cunoaște Așa cum ne e teamă să ne vulnerabilizăm. Nu e foarte confortabil să-ți pui pe tavă uh, eșecul și minusurile și defectele, și după aceea să faci pe lupul moralist în discuția cu copilul și să-l. Uh... Păi, și cu. Eu, uite, eu nu mai țin minte foarte bine. De, oricum, eu am un temperament uh, vulcanic și <laughs> trec foarte ușor de la o stare la alta. Uh, din fericire, mai e un spectator bun, în. Ce mă privește. Dar hai să-i ajutăm pe părinții care nu au acest talent de a uh, vorbi acum despre niște eșecuri și pe urmă să-și ia copilul la rost în secunda a doi, apropo de... Uh... Recomandarea ar fi să nu mai fac asta, să nu mai Ce? luăm copiii la rost, să ah, nu-i mai okay. criticăm atât de mult, să nu-i judecăm atât mm. de mult, ci mai degrabă să ne conectăm din punct de vedere emoțional la ei. E atât de important, Mirela, și majoritatea studiilor de specialitate arată că cel mai important ingredient pentru a Ajuta pe copilașul nostru să își învingă fricile, să nu fie copleșit de anxietăți, de îngrijorări, este să se simtă conectat emoțional la oamenii din jur. Una dintre cele mai mari frici ale copiilor uh, mici este frica de moarte. Vin foarte mulți copii în uh, turneul pe care noi îl avem. Știi că eu stau după fiecare spectacol la autografe și atunci sunt întâlnirile one to one și am timp să povestesc cu ei și îmi spun părinții că nu mai știu ce să facă pentru că uh, copiii se tem de moartea părinților. Pe la 4-5 anișori începe această spaimă permanentă că uh, mama nu se mai întoarce, că mamei se întâmplă ceva. Ok, hai să vedem ce am învățat despre frici până acum, ce știm. Unu, că fricile sunt fire și normale. Okay. Doi, fricile îi ajută pe copii să crească. Okay. În momentul în care apare această frică de moarte, e o posibilitate, o oportunitate foarte bună pentru copilașul nostru să descopere ceva despre el și despre lumea din care face parte. Ar fi atât de benefic și de înțelept, Mirela, dacă i-am educa pe copilaș nu ținând moartea la distanță, ci normalizând moartea. Și... Mergem pe stradă, da? E toamnă. Da. Ai spus că e o toamnă superbă. superbă. Ne plimbăm prin parc cu copilașul și vedem frunzele care au căzut. Ce s-a întâmplat cu o frunză în momentul în care a căzut? A murit. A putea spune că a murit. Da. Vedem o pasăre care s-a izbit de ceva și de asemenea a murit. Putem să ne folosim de aceste momente pentru a iniția un dialog cu copilașul și ai arăta... Care sunt credințele noastre ca familie, apropo de subiectul moarte? Ok. Și aici mă pot duce spre religie, spre spiritualitate, spre o perspectivă poate un pic mai științifică, dacă cred în energie Până, și așa la urmă mai departe. tot despre poveste e vorba? Sigur că da, sigur. Și că dacă da. eu nu știu să spun povești, Gașpar? Mirela. Știi ce am descoperit până ce? la vârsta de 40 de ani? Ce? Că toți oamenii știu să spună povești. Toți părinții știu să se joace. E suficient să se uite pe YouTube la gașca zurli pentru a prelua niște idei, pentru a-i stârni imaginația. Nu prea există acest nu știu. Există, în schimb, nu vreau. Da. Și e important să ni-l asumăm. Da. La ultimul spectacol, Doamne, erau atât de mulți părinți. Uh caut ca o expresie, știi, <laughs> uh, care se vedeau că n-au nicio bucurie, nicio bucurie și le-am zis serios, sunteți cu copiii voștri, activați-vă bucuria aia, ea există acolo, nu dați voie tuturor grijilor și problemelor cotidiene să, că vin, vin fricile, Vin fricile, frica de recesiune, frica de facturi, frica de gaze, frica de uh, creșterea prețului. Frici peste frici, peste frici, peste frici și ne omoară bucuria. Da, sau ne pot ajuta să ne trezim. Hai să vorbim un pic despre ne pot, asta. Ne pot ajuta să... Știi, că toate, e clar acum că perspectiva mea meu, asupra emoțiilor e una pozitivă. În jurul inclusiv un asupra meu, toți se tem de frig și de foame. Uh -huh. Și eu le spun, măi, oameni buni, temeți-vă de neiubire, temeți-vă că n-ai răcine să te țină în brațe dacă ți-e frig, nu? Degeaba îți duduie caloriferul și tu stai fund în fund cu partenerul că nu vă vorbiți de o săptămână. Degeaba ai bani să-ți cumperi toate mâncărurile și ți-ai frigiderul și îți înfunzi copilul cu mâncare și la mănâncă cu sughițuri și cu lacrimi, că tu nu ai răbdare să stai cu el și să îi dai să mănânce sau să faci din mâncare o bucurie. Degeaba ai tot ce trebuie ca să plătești niște facturi mm. și tu ești singur într-o cardughie de casă în care nu te întreabă nimeni de sănătate E foarte important să recadrăm lucrurile și ceea ce faci tu în momentul în care uh, abordezi fricile în acest fel, e o recadrare sau o restructurare cognitivă. Dar de asemenea e, e benefic Mirela să acceptăm frica și să nu folosim prea multă energie cognitivă, ci okay. mai degrabă să mergem spre corp. Unde simt frica? Ce gust are frica? Ce culoare în are frica? portofel ți pentru, pentru că suntem atât de deconectați de corpul nostru, și exact. atunci mintea construiește foarte multe povești, și noi știm că majoritatea dintre ele nu sunt reale. Ok, dacă îmi dau seama că mi-e teamă de factorile astea și e frica prezentă, frica care e pe, pe, prezentă, pentru a mă ajuta Mirela. Măi, pentru greși, a mă ajuta să fac acum schimbări frică în viața de mea. Facturi, anul trecut mi-a fost frică de războiul din Ucraina, acum de -a mi-a fost frică de pandemie. În fiecare Tot timpul an e acolo, e sigur. Ceva. Absolut, absolut, pentru că natura vrea ca noi să evoluăm. Natura vrea ca noi să creștem, ca să noi ne să dezvoltăm. Evoluăm ca ființe? Exact. Nu financiar și material. Din punct de vedere, cred că și financiar și material, dar să fie o evoluție care să atingă mai multe aspecte și dimensiuni ale vieții noastre. Măi, oameni buni, deci toate discuțiile astea minunate le găsiți în cartea Dincolo de Parenting și Teorii. Vă invit să intrați pe Facebook-ul uh, antrenorul părinților și să ne spuneți care erau cele mai mari frici ale voastre când erați copii. Vrei să facem asta? Mi se pare o idee foarte, foarte bună și da. de asemenea știu că mai avem înregistrate câteva mesaje din partea ascultătorilor apropo de fricile lor. Apropo de fricile pe care, pe care, care le ascultăm. aveau când erau mici, le ascultăm chiar acum și ne întoarcem. Cea mai mare frica mea este să-mi pierd părinții sau să mor eu și să știu că uh, i-am lăsat pe părinții mei să suferi în urma mea. Mie mi este cel mai mult frică de păianje. Nu pot scăpa de această frică oricât de mult aș vrea. Cea mai mare frica mea este să mă aflu într-un bloc vechi comunist în timpul unui cutremur undeva la un etaj de unde să nu pot să cobor. Cea mai mare frica mea este de Doamne, Doamne, adică de Dumnezeu. Și asta mă determină să fiu bună și să realizez de fapt că ce dai, aia primești. Cel mai tare mi-e frică să nu mai uit de mine, să-mi amintesc cine sunt eu. Cea mai mare frică mea este frica de singurătate. Aceleași frici le avem toate. Da, ca, toți da. ca și sunt firești și normale să le îmbrățișăm, să le acceptăm. Mi se pare foarte important ca din emisiunea asta oamenii să înțelegă că nu sunt singuri și că ne temem exact. de aceleași lucruri da. și puterea cu care trecem prin fricile astea face diferența între cei care sunt fericiți și aia care și stau Și știi ce temă? e foarte, foarte important? Că doar trecând prin frică, nu evitând frica, vom deveni curajoși. Ce carte ne ai adus? Dansul fricii. Ah, ce tare! Să luăm frica la dans, să o înțelegem, <laughs> să ne împrietenim cu ea, deci, să ne jucăm cu ea. Dincolo de parenting și teorii, este dansul fricii. <laughs> exact, exact. Astea sunt cele două cărți pe care le va câștiga cineva. Eu am adus și Zebra Tonic. cu... Minunat! Deci, deci povestea asta e ce. Ceva... E preferata ta. Da, este preferata mea. Și ta na 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 na, Ce am adus revista mm, Minunat, mulțumesc frumos! Și o dăm Feliciteri. și asta cadou cuiva care... Uite, cineva care scrie la comentariile de pe antrenorul părinților, primește așa, o carte dincolo de parenting și teorii, o carte de ansufricii, o carte pentru copii zebratoni și revista Zurli, primul număr de colecție cu autografe. Dar chiar, Gașpar, să semnăm revista, revista asta împreună, drag, pentru că drag. acolo îl găsiți și pe Gașpar în revistă. Eu sunt încă în turneu cu Zebra Tony. Vai, deci este, este uh, are un efect fantastic acest spectacol asupra copiilor și uh, părinților și sunt foarte fericită că facem toate lucrurile astea. Uh, săptămâna viitoare te voi pupa de la Londra și Dublin. Wow! Mă duc să mă întâlnesc cu românii de acolo. Minunat! După care mă întorc uh, să mă duc la Oradia. La Oradia și mergem și la, la Cluj. Uh! Da, la Cluj avem spectacol Foarte și eu îi rog frumos. pe cei care ne ascultă să intre pe zurli.ro să verifice. Mai avem în România spectacole la Cluj, la Oradea și la Timișoara. În rest avem Dublin-Londra, Bruxelles-Amsterdam, Viena încă ceva țară și Chișinău. Salutări tuturor românilor pe care îi veți întâlni. Și, și care te așteaptă. Cu, cu drag. Deci toți, asculta antrenorul părinților. Minunat. Sunt pe Europa FM când se difuzează și spun când vii și cu gașpar odată. Le facem o surpriză Domnule, la un moment de dat. Doamne, dar ce visez eu Parisul <laughs> cu tine. <laughs> Mulțumesc, Gașpar. Mulțumesc și eu, duminică frumoasă. Vă mulțumim din toată inima. Până data viitoare, desenați-vă cel mai frumos zâmbet pe buze și nu uitați că fiecare emisiune poate fi ascultată în Spotify pe podcastul intitulat chiar așa Antrenorul Părinților. Mirela Retecan și Gașpar Gheorghi Antrenorul Părinților la Europa FM